Dublu eveniment la Facultatea de Științe Economice din Câmpul Lung, din cadrul Universității Spiru Haret. Cadrele didactice, foști și actuali studenți s-au întâlnit pentru a desemna Miss și Mister Boboc și totodată pentru a depăna amintiri după 10 ani de la absolvirea promoției 2008. S-a strigat catalogul și fiecare fost student și-a adus aminte de vremurile studenției. Eu ce să zic, un mare orator nu sunt, îmi pare foarte bine că o văd. Emoțiile sunt, vă dați seama, n-au cum să fie. Mai colaborăm cu doamna Viorina când avem probleme deosebite la firmă. Extra probleme. Cam atâta. Vreau să spun că am absolvit facultatea la vârsta de 50 de ani. Am sărbătorit-o odată cu vârsta. Semicentenar. Am primit și, și licența, deci am împlinit și vârsta de 50 de ani. Mi-a făcut foarte bine în continuare absolvirea acestei facultăți. Exact ca și colega mea, pot să spun că m-a ajutat în promovare și lucrez de 27 de ani în instituția Serviciu Fiscal Municipal Câmpul Lung. Profesorii universității au fost cei care, printr-un concurs de întrebări, au desemnat Miss și Mister Boboc ai facultății. Da, vrem să desemnăm și un câștigător pe domnul Brănescu Laurențiu. Da. Că nu mai titulatul la Miss și Mister îi apropie, ci și răspunsul la cea de-a treia întrebare. Aș vrea să le țineți așa. Completați într-o manieră amuzant, ironică, următorul aforism. Aceasta a fost itemul la care a trebuit să răspundă. Subalternul află tot ce și-a urmat puncte de suspensie. La final, organizatorii au pregătit un dinău pentru boboci, dar și unul pentru foștii studenți, depănând împreună amintiri.